Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi o să croșetăm mai departe la piticul nostru Mutulică. Dacă în primul video am făcut corpul piticului nostru, în video de astăzi o să continuăm cu pantofiorii și hainele piticului nostru. Și pentru a ne apuca de hainele piticului nostru și de pantofiori, o să avem nevoie de maro, puțin galben și două nuanțe de verde. Eu m-am hotărât să lucrez cu nuanțele astea pentru că o să le am în casă. Voi puteți să le lucrați cu alt fel de nuanțe, doar că haina trebuie să fie un verde puțin mai aprins. Nu fosforescent, puțin aprins. Și prima oară ne apucăm să facem pantofiorul, după care continuăm să facem pantalonașii. Mai am încă ceva să vă spun. Cum facem pantofiorii la piticul Mutulică, așa facem pantofiorii la toți 7 pitici. Doar că la fiecare pitic în parte o să avem probabil altă nuanță. La Mutulică facem cu maro, iar la ceilalți o să vă spun pe parcurs când o să filmez și o să lucrez fiecare pitic în parte ce nuanță trebuie să folosiți la pantofiori. Până atunci, zic că este momentul să ne apucăm de treabă. Și pentru a face pantofiorii, prima și prima oară facem 6 ochiuri de lanț. Din ochiul 2 începem și facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Și vine 1. Îl facem pe al doilea, îl facem și pe al treilea, îl facem și pe al patrulea și în ultimul loc rămas îl facem pe al cincelea. Bun. Va. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și în fiecare ochi de la rândul anterior facem câte un picioruș scurt. Și rândul 2 îl terminăm tot cu 5 piciorușe scurte. Și îl facem și pe ultimul. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și acum la rândul 3 facem în felul următor. Facem prima oară 5 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4 și îl facem și pe al cincelea. După care întoarcem lucru și aici pe laterala asta mică facem la mijloc o înmulțire. Întoarcem lucru pe partea asta lantă și facem în fiecare ochi, facem câte un piciorul scurt și vine 1, 2, 3, așa, 4 și în ultimul ochi facem pe al cincelea, după care aici la mijloc facem o înmulțire. Uitați că am intrat prea mult, să iau numai primul ochi aici, facem o înmulțire și ne punem marcatorul de rânduri și rândul 3 trebuie să-l terminăm cu 14 piciorușe scurte. Ne tăiem ața asta că nu mai avem nevoie de ea. Așa. Acum, la rândul 4 facem în felul următor. Facem 6 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care facem o înmulțire și continuăm rândul cu încă 6 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului 4 trebuie să avem 16 piciorușe scurte. Acum, la rândul 5 facem în felul următor, facem 7 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4,
5, 6 și îl facem și pe al șaptelea, după care facem o înmulțire și așa continuăm rândul, facem încă o dată 7 piciorușe scurte, după care facem o înmulțire. La finalul rândului 5 trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Acum, la rândul 6, facem în felul următor. Facem 8 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care facem o înmulțire și așa continuăm rândul. 8 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului 6 trebuie să avem 20 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 7, facem în felul următor. Facem 9 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, după care facem o înmulțire și așa continuăm rândul. 9 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului 7 trebuie să avem 22 de piciorușe scurte. Acum la rândul 8 facem 10 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și îl facem pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea, pe al cincelea, pe al șaselea, 7, 8, 9, 10, după care facem o înmulțire și așa continuăm rândul, 10 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului 8 trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 9 facem 11 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, după care facem o înmulțire și așa continuăm rândul, 11 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului 9 trebuie să avem 26 de piciorușe scurte. Dacă rândul 9 îl terminăm cu 26 de piciorușe scurte, rândul 10 îl facem tot cu 26 de piciorușe scurte. Bun, dragilor, și acum vreau să fiți puțin atente, pentru că acum o să începem să formăm talpa pantofiorului nostru. Și deocamdată îmi las aici semnul, dar o să vedeți că o să-l dau jos la rândul următor. Să fiți puțin atente, da? Și facem primul rând de la talpă, facem 9 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și facem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și îl facem și pe al nouălea, facem ochi de lanț și întoarcem lucru. La rândul 2 facem 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și aici unde avem semnul, îl dăm jos și îl facem pe al 10-lea. Rândul 2 este gata, facem ochi de lanț, întoarcem lucru și rândul 3 de la talpă îl facem tot cu 10 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, și acum, de la rândul 4, nu mai lucrăm cu ochi de lanț la începutul rândului. Întoarcem doar lucru și nu lucrăm din primul ochi, lucrăm din al doilea. Și până la finalul rândului trebuie să avem 9 piciorușe scurte. L-am făcut pe primul, îl fac pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea,
pe al cincelea, șaselea, al șaptelea, al optelea și al nouălea. Întorc lucru, da? Deci am terminat rândul 4 cu 9 piciorușe scurte. Acum la rândul 5 facem din nou așa, nu lucrăm în primul ochi, lucrăm din al doilea și facem 8 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și îl facem și pe al 8-lea. Acum, la rândul 6, întoarcem lucru și facem tot așa, nu din primul ochi, din al doilea și facem 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și îl facem și pe al 7-lea. Bun! Acum, la rândul 7, o să trebuiască să îmbinăm talpa cu partea din față. Întoarcem lucru, nu lucrăm din primul ochi, lucrăm din al doilea și facem 6 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3, 4, 5 și îl fac pe al 6-lea, după care cobor pe partea asta din laterală și fac 4 piciorușe. Așa și vine 1. Mă duc mai în jos, îl fac pe al doilea. Mă duc mai în jos, îl fac pe al treilea. Opala, stai că am scăpat ața. Și mă duc aici mai în jos și îl fac pe al patrulea. Acum, pe partea asta de aici, din față, trebuie să avem 16 piciorușe scurte și le numărați 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lucrăm aceste 16 piciorușe scurte, după care revin la voi să facem mai departe împreună. După ce am terminat de făcut cele 16 piciorușe scurte, acum pe laterala cealaltă urcăm cu 4 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3 și aici în ultimul ochi de pe laterală îl facem pe al patrulea. Ne punem marcatorul de rânduri, acum lucrăm cu marcatorul de rânduri în continuare, da? Și la rândul 7 trebuie să terminăm cu 30 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 8, prima și prima oară, facem 16 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. Și începem de aici, din primul, da? Și facem 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. După ce am făcut cele 16 piciorușe scurte, acum continuăm rândul cu două scăderi, una după cealaltă și facem pe prima, după care o facem pe a doua. Și continuăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. La finalul rândului 8 trebuie să terminăm cu 28 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 9, lucrăm puțin diferit. Prima și prima oară luăm jeteu pe croșetă și facem 6 piciorușe înalte de jumătate. Adică, luăm jeteu, scoatem jeteu prin ochi și închidem toate 3, da? L-am făcut pe al doilea, merg, îl fac pe al treilea, al patrulea, al cincelea și îl fac și pe al șaselea, după care continui rândul cu 8 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care fac 2 scăderi. O fac pe prima, după care o fac și pe a doua.
și continui rândul cu încă 10 piciorușe scurte. La finalul rândului 9 trebuie să avem 26 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 10, facem în felul următor. Facem 8 piciorușe înalte de jumătate. Și l-am făcut pe primul, îl fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea și tot așa până termin 8 piciorușe înalte de jumătate. După ce am terminat cele 8 piciorușe înalte de jumătate, continui rândul cu 5 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4 și îl fac și pe al cincelea, după care continui rândul cu 2 scăderi. Vine una și o fac și pe a doua și continui rândul cu încă 9 piciorușe scurte. La finalul rândului 10 trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 11 facem în felul următor. Facem 7 piciorușe înalte de jumătate, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6 și îl facem și pe al șaptelea, după care continuăm rândul cu 17 piciorușe scurte. Rândul 11 îl terminăm tot cu 24 de piciorușe scurte. Facem exact la fel și rândul 12. Facem 7 piciorușe înalte de jumătate, după care facem 17 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 11 și rândul 12, ne întâlnim să facem împreună rândul 13. Acum, la rândul 13 lucrăm în felul următor. Prima și prima oară facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și lucrăm doar prin V-ul din față. Și facem prima oară 17 piciorușe scurte și vine 1. Vedeți? Lucrez doar prin V-ul din față. V-ul din spate îl las, acolo ne agățăm cu pantalonul. Am făcut 2. Îl fac și pe al treilea. Îl fac și pe al patrulea și tot așa până termin 17 piciorușe scurte. După ce am terminat de făcut cele 17 piciorușe scurte, vedeți că se vede că a rămas V-ul din spate liber. Continui mai departe cu 7 piciorușe înalte de jumătate, dar tot prin V-ul din față, da? Fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea, îl fac și pe al patrulea, al cincelea, al șaselea și îl fac și pe al șaptelea. Și mă prind aici în primul ochi cu un pas alunecat, ochi de lanț și tăiem ața. Îmi ascund ața în lucru, după care revin la voi să ne apucăm să-i facem pantalonașii. Bun, și dacă am terminat cu pantofiorul și ne-am ascuns ața, acum intrăm cu croșeta în primul V de aici lăsat, da? Intrăm în primul V, ne luăm culoarea cu care facem pantalonii și facem de jur împrejurul rândului, facem 24 de piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4 și tot așa până terminăm rândul cu 24 de piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 1, ne întâlnim să facem mai departe rândul 2. Și dacă am terminat primul rând cu 24 de piciorușe, ne punem marcatorul de rânduri și acum la rândul 2, prima și prima oară, facem o înmulțire. Adică 2 piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu încă 23 de piciorușe scurte. La finalul rândului 2 trebuie să avem 25 de piciorușe scurte. Dacă rândul 2 îl terminăm cu 25 de piciorușe scurte, de la rândul 3 și până la rândul 10, inclusiv rândul 10, le facem cu 25 de piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 10, la unul dintre picioare ne tăiem ața, iar la celălalt nu o tăiem. Deci facem
primul crac, după care îl facem pe al doilea și la unul tăiați ața, vedeți, e tăiată, la celălalt nu o tăiați. Ne întâlnim după ce terminați amândoi pantofiorii și amândoi cracii pantalonului. Deci ne întâlnim să facem împreună rândul 11 de la pantaloni. Și dacă am ajuns cu amândouă picioarele până aici sus, asta înseamnă că mergem mai departe cu rândul 11 de la pantaloni. Și prima oară facem 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, și îl facem pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea, pe al cincelea, pe al șaselea, al șaptelea, al optelea, al nouălea și îl facem și pe al zecelea, după care ne prindem de cracul celălalt și facem de jur împrejur 25 de piciorușe scurte. Deci ne prindem aici în primul, aici am terminat și ne prindem în primul picioruș, îl facem pe al doilea picioruș, îl facem și pe al treilea și tot așa până terminăm 25 de piciorușe scurte în cracul 2. După ce am terminat de făcut cele 25 de piciorușe scurte aici, în cracul al doilea, ne întoarcem la primul crac și ne uităm unde am lucrat în ultimul ochi și mergem la următorul și trebuie să avem aici 15 piciorușe scurte de făcut până la finalul rândului. Când terminăm rândul 11 de la pantaloni, asta înseamnă că avem 50 de piciorușe scurte la final. Dacă rândul 11 îl terminăm cu 50 de piciorușe scurte, rândul 12 îl facem tot cu 50 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 13 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 13, facem în felul următor. Facem 21 de piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 21 de piciorușe scurte. După ce am terminat cele 21 de piciorușe scurte, acum facem o scădere, după care continuăm rândul cu încă 25 de piciorușe scurte, iar la final trebuie să ne rămână să mai facem încă o scădere. Deci, repetăm, am făcut 21 de piciorușe scurte, o scădere, continuăm rândul cu 25 de piciorușe scurte și la final trebuie să avem o scădere. La finalul rândului 13 trebuie să avem 48 de piciorușe scurte. Acum la rândul 14 facem în felul următor. Facem 6 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care facem o scădere. Și așa facem tot rândul. 6 piciorușe scurte, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 42 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 15, facem în felul următor. Facem 5 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, după care facem o scădere. Și așa facem tot rândul. 5 piciorușe scurte, o scădere, iar la finalul rândului 15 trebuie să avem 36 de piciorușe scurte. Dacă rândul 15 îl terminăm cu 36 de piciorușe scurte, rândul 16 și 17 le facem cu 36 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 18 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 18, facem în felul următor. Facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3,
4, după care facem o scădere și așa facem tot rândul, 4 piciorușe scurte, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Dacă rândul 18 îl terminăm cu 30 de piciorușe scurte, rândul 19 îl facem tot cu 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 20 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 20, facem 30 de pași alunecați. După ce terminăm cei 30 de pași alunecați, ne tăiem ața, ne-o ascundem în lucru, după care revenim să ne apucăm să facem haina piticului nostru mutulică. Acum, la haină, facem 13 ochiuri de lanț. Eu mi-am lăsat firul ăsta de început puțin mai lung, pentru că o să am nevoie de el la finalul lucrului. După ce facem cele 13 ochiuri de lanț, din ochiul 2 începem și facem în fiecare ochi de lanț câte un picioruș scurt. La finalul rândului 1 trebuie să avem 12 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 12 piciorușe scurte, facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și la rândul 2 facem în felul următor, facem 2 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. După care facem o înmulțire și așa facem tot rândul, 2 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 16 piciorușe scurte. Acum, la rândul 3 facem 3 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3. După care facem o înmulțire și așa facem tot rândul, 3 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 20 de piciorușe scurte. La rândul 4 facem în felul următor, facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 2, 3, 4, după care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, 4 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe. Acum, la rândul 5 vreau să fiți puțin atente. Începem așa cu 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și în piciorușul următor, în ochiul următor facem în felul următor, facem un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț și în același loc facem încă un picioruș scurt. Continuăm, facem din nou 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și în următorul ochi facem din nou un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, în același loc un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 8 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum facem din nou în ochiul următor un piciorul scurt, 2 ochiuri de lanț și în același loc încă un picioruș scurt. Continuăm cu 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3. În următorul ochi facem din nou un piciorul scurt, 2 ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Și încheiem rândul cu încă 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. Ochi de lanț și întoarcem lucru. La finalul rândului 5 trebuie să avem 28 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 6 facem în felul următor. Facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și îl facem și pe al patrulea și aici unde avem ochiurile de lanț, da? Facem din nou un piciorul scurt, 2 ochiuri de lanț și în același loc încă un picioruș
scurt. Continuăm rândul cu 5 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5 și am ajuns din nou aici unde avem ochiurile de lanț. Și facem din nou un picior scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș. Opa. Și în același loc un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, și bine 1, 2 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, am ajuns din nou aici unde avem ochiurile de lanț. Da? Și facem din nou un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același loc încă un picioruș scurt. Și continuăm rândul cu 5 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4 și îl facem și pe al cincelea. Și am ajuns din nou la ochiurile de lanț, unde o să facem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Și încheiem rândul cu 4 piciorușe scurte. 2, 3 și îl facem și pe al patrulea, ochi de lanț și întoarcem lucru. La finalul rândului 6 trebuie să terminăm cu 36 de piciorușe. Acum, la rândul 7 facem 5 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, facem unde sunt ochiurile de lanț un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 7 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și am ajuns din nou aici unde avem ochiurile de lanț, da? Și facem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Și continuăm rândul cu 12 piciorușe scurte. Ajungem unde avem ochiurile de lanț și facem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Bineînțeles că continuăm cu 7 piciorușe scurte, facem din nou un picioruș, două ochiuri de lanț, un picioruș și încheiem rândul cu 5 piciorușe scurte. La finalul rândului 7 trebuie să terminăm cu 44 de piciorușe. Deci, cum începeți, așa și trebuie să terminați rândul. Dacă am început cu 5 piciorușe, trebuie să terminăm cu 5 piciorușe, da? Trebuie doar să fiți atente cum lucrați, să nu săriți niciun ochi. Ne întâlnim la rândul 8 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 8 facem 6 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, 6, după care facem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem și pe al 9-lea și am ajuns din nou aici unde sunt ochiurile de lanț și facem un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 14 piciorușe scurte, facem un picior scurt, două ochiuri de lanț, un picior scurt, continuăm din nou cu 9 piciorușe, facem
unde avem aici ochiurile de lanț, din nou un picior scurt, două ochiuri de lanț, un picior scurt și încheiem rândul cu 6 piciorușe scurte. La finalul rândului 8 trebuie să avem 52 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 9 să facem mai departe împreună. La rândul 9 facem în felul următor. Facem 7 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și facem un picior scurt, două ochiuri de lanț, un picior scurt și continuăm rândul cu 11 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, după care facem aici la ochiurile de lanț un picior scurt, două ochiuri de lanț și în același loc un picioruș scurt. Continuăm rândul cu 16 piciorușe scurte, facem aici la ochiurile de lanț un picior scurt, două ochiuri de lanț, un picior scurt. Continuăm rândul cu 11 piciorușe scurte, unde sunt ochiurile de lanț, facem din nou un picior scurt, două ochiuri de lanț, un picior scurt și încheiem rândul cu 7 piciorușe scurte. La finalul rândului 9 trebuie să avem 60 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 10 facem în felul următor, facem 9 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem pe al 9-lea unde sunt ochiurile de lanț, facem 2 ochiuri de lanț și mergem și ne prindem aici unde sunt următoarele ochiuri de lanț, da? Ne prindem aici și facem un picior scurt. Vedeți? Aici unde sunt ochiurile de lanț, facem un picior scurt, facem pe al 2-lea, pe al 3-lea și tot așa continuăm până facem 20 de piciorușe scurte. Eu am făcut 19 piciorușe scurte și am ajuns aici unde sunt ochiurile de lanț, îl fac pe al 20-lea, fac 2 ochiuri de lanț și mă duc direct aici unde am ochiurile de lanț, da? Și fac primul picioruș scurt, îl fac pe al 2-lea, îl fac pe al 3-lea, pe al 4-lea, pe al 5-lea, pe al 6-lea, al 7-lea, al 8-lea și, bineînțeles, îl facem pe al 9-lea, ochi de lanț și întoarcem lucru. Acum, la rândul 11, facem în felul următor. În fiecare ochi de la rândul anterior facem câte un picioruș scurt. La finalul rândului 11 trebuie să aveți 42 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 12, să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 12 facem în felul următor. Facem 8 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care facem 2 scăderi. Și când lucrăm la haină dus întors, scăderile le facem în felul următor. Intrăm în primul ochi, scoatem jeteu, intrăm în al doilea ochi, scoatem jeteu și închidem toate 3. Și asta este prima scădere. O facem și pe a doua, opa, 1, 2 și am făcut a doua scădere, după care continuăm rândul cu 18 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui, 2, 3 și tot așa până terminăm 18 piciorușe scurte.
După ce am terminat de făcut cele 18 piciorușe scurte, facem din nou două scăderi, da? O facem pe prima și o facem și pe a doua. După care continuăm rândul cu încă 8 piciorușe scurte, fiecare în ochiul își vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și îl facem și pe al 8-lea. La finalul rândului 12 trebuie să avem 38 de piciorușe scurte. Dacă rândul 12 îl terminăm cu 38 de piciorușe scurte, rândul 13 îl facem tot cu 38 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 14 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 14 facem în felul următor. Facem 8 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după care facem o scădere. Continuăm rândul cu 18 piciorușe scurte, facem din nou o scădere și încheiem rândul cu încă 8 piciorușe scurte, iar la finalul rândului 14 trebuie să avem 36 de piciorușe scurte. Dacă rândul 14 îl terminăm cu 36 de piciorușe scurte, rândul 15 îl facem tot cu 36 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 16 să facem mai departe împreună. Acum la rândul 16 facem în felul următor. Facem un piciorul scurt și în următorul ochi facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, un piciorul scurt, o înmulțire, iar la finalul rândului 16 trebuie să avem 54 de piciorușe scurte. Dacă rândul 16 îl terminăm cu 54 de piciorușe scurte, rândul 17 și 18 le facem tot cu 54 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 19 să facem mai departe împreună. Acum la rândul 19 facem în felul următor, facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 1, 2, 3, 4, după care facem o înmulțire. Continuăm cu 8 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și îl facem și pe al 8-lea, după care facem o înmulțire și mai facem încă de 4 ori 8 piciorușe scurte, o înmulțire, după care încheiem rândul cu 4 piciorușe scurte. La finalul rândului 19 trebuie să avem 60 de piciorușe scurte. Deci am început cu 4 piciorușe scurte, o înmulțire, am continuat cu 8 piciorușe scurte, o înmulțire, deja avem de făcute 2 înmulțiri, mai facem încă de 4 ori 8 piciorușe, o înmulțire și încheiem rândul cu 4 piciorușe scurte. Dacă rândul 19 îl terminăm cu 60 de piciorușe scurte, de la rândul 20 și până la rândul 36, inclusiv rândul 36, le facem cu 60 de piciorușe scurte. Dacă faceți până la rândul 36, haina o să vină așa de lungă. Dacă o vreți mai lungă, puteți să mai faceți încă 2 rânduri, dacă nu, puteți să o lăsați așa până la rândul 36. Voi hotărâți care lungime vă doriți. După ce terminăm cele 36 de rânduri cu 60 de piciorușe, adică de la rândul 20 până la rândul 36, scuze, ne întâlnim să facem mai departe mânecile hainei, curiaua și năsturei. Spor la treabă, dragilor, și ne vedem după ce terminăm până la rândul 36. Bun, dragile mele, și dacă am terminat rândul 36 de aici, de la haină, acum trebuie să facem mânecile. Eu pe prima am terminat-o și acum o să încep să fac a doua mânecă și mă prind fix de aici, de primul
ochi care l-am lăsat aici la partea de mânecă și trebuie să facem de jur împrejur 18 piciorușe scurte. Și ca să vă iasă 18 piciorușe scurte, trebuie să faceți și aici în colțurile astea, da? Câte un picioruș. Aici câte 1, aici în colț 1 și aici în colț 1, da? Deci, mă prind cu ața. Ok. Și facem în felul următor. Facem prima oară un ochi de lanț și exact în același loc facem primul picioruș scurt. Mă duc în ochiul următor și îl fac pe al doilea și așa fac de jur împrejur până fac 18 piciorușe scurte. Îl fac și pe al treilea și pe al patrulea și pe al cincelea. Când terminăm rândul 1 cu 18 piciorușe scurte, facem tot așa de la rândul 2 și până la rândul 16, inclusiv și rândul 16, le facem cu 18 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 16, ne tăiem ața și ne o ascundem în lucru. După care revin la voi să facem mai departe împreună. Bun, și dacă am terminat amândouă mânecile, lăsăm haina puțin deoparte și cu ață maro facem 37 de ochiuri de lanț. Din ochiul 2 începem și facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt. La final de rând trebuie să avem 36 de piciorușe scurte. După ce terminăm cele 36 de piciorușe scurte, ne tăiem ața și asta o să fie curiaua hainei și cu galben. Eu am aici o bucățică mică de galben, că nu-mi trebuie mult. Luăm și facem pentru cataramă, luăm și facem 11 ochiuri de lanț. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și ne întoarcem aici și ne prindem aici în primul ochi. Ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț și ne tăiem ața. Asta este curiaua și catarama. Le terminați, după care revenim să facem mai departe împreună. Bun, dragele mele, și acum cu un ac de cusut, cu ața asta ce am lăsat-o aici mai lungă la guler, ne prindem și coasem haina până aici unde încep pantalonii, da? Și ne prindem dintr-o parte și ne prindem de un ochiul ăsta din margine de aici și coasem de aici și până aici unde începe pantalonul. După ce terminăm de cusut, revin la voi cu pistolul cald să prindem cureaua și catarama. Bun, dragele mele, și acum am revenit cu pistolul de lipit și facem în felul următor. Ne punem aici pe curea un punct mic de silicon cald. Haide. Așa. Aveți grijă să nu vă ardeți. Prindem, întoarcem aici bine și ne prindem cu siliconul cald curelușa. Bun, dacă am prins partea asta, înainte să prindem partea cealaltă, vreau să tai ăstea, ațele, numai puțin, să prind, să tai direct de aici. Așa. Haide, măi. Ok. Și acum vreau să pun aici un punct de silicon. Așa. Și să vin cu partea asta lantă de curea direct aici și o să apăs cu dosul la foarfecă ca să nu mă ard. Bun. Și avem prinsă partea de curea
Și acum n-ai mica, dacă se vede un pic de silicon acolo, o să venim cu catarama. Și catarama o prindem, uite așa frumos, da? Punem un pic de silicon pe ea. Ah, bineînțeles că m-am și ars. Ca de obicei, când lucru cu silicon, mă și ard. Dar n-are nimic. O așezăm așa frumos. După care tăiem și ața, dar lăsăm puțin să se usuce. Bun, dragile mele, și acum cu puțină ață galbenă, băgată într-un ac, o să încercăm să ne formăm nasturele de la haină. Și ducem nodul până jos. Facem un nod pe care îl ducem până jos. După care băgăm acul prin nod și ieșim în partea asta lantă și scoatem acul aici sus, după care formăm și al doilea nasture. Faceți exact aceeași treabă ca la primul nasture, după care revin la voi. Bun, dragile mele, și dacă am terminat de făcut și nasturii de la haina noastră, asta înseamnă că am ajuns la finalul videoului. Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă, să vă dau întâlnire într-un video următor, unde o să facem împreună capul și căciulița piticului nostru Mutulică. Nu uitați, dacă vă face plăcere să lucrați alături de mine, lăsați-mi un like și un comentariu. Vă pup! Pa, pa!